Fac un al treilea episod al articolului dreptul civic. Eu i-am zis dreptul civic, deși atât traducătorul automat cât și versiunea în limba română are forma nearticulată drept civic, dar așa cum spunem dreptul muncii, așa cum spunem dreptul familiei, așa cum spunem dreptul, pentru că e vorba de unul singur, dreptul civic, nu drept civic, că nu e vorba de mai multe drepturi civice, trebuie să fie doar unul. Aici la o postare a mea despre Rudelo Breja, pentru că după ce am postat asta și am avut niște discuții pe Facebook, m-am hotărât să pornesc așezarea în pagină a articolului, a transformarea în limba română a conținutului din limba spaniolă de la articolul de derecho civil. Și pe aici un coleg de-al meu de muncă, cu care am lucrat aici în Spania, își dă și el părerile lui și eu, el argumentele lui, eu contraargumentele mele la argumentele lui, și am mai citit în primul episod sau în al doilea, mi se pare, așa că mai să mai citească cine vrea să mai citească, și aici oprește derularea videoului și citește. Și aici îmi zicea el, zice, păi tocmai de-aia ți-au dat bloc Udrea și Ovreja, nu poți să te ridici la nivelul lor de corupți, prin funcțiile pe care le-au avut, au profitat și profită în continuare politicul. Și și-au creat o bunăstare materială care un om normal, prin muncă sau afaceri cinstite, nu l-ar putea crea nici în sute de ani. Nu era nevoie să ai tu dovezi că au comis ceva, asta a dovedit-o justiția, bună sau rea cum este în țară, dar până nu faci foc, nu iese fum. Adică au primit poate prea puțin pentru furtul din avutul statului, poate că nu totul a fost descoperit sau nu s-a putut proba. Eu nu m-am plâns că nu mi se respectă drepturile, pentru că în România nu prea se mai respectă nimic, totul pornind de la vârful puterii în jos. Doar li se pare unul ca tine că unii politicieni sunt curați ca lacrima, nu doar din politică, în toate instituțiile statului e aceeași caracați, se ier la privat, se merge pe aceleași metehne. Iar eu am zis așa, nu prea nimerit-o cu Udrea, diferendele principale porneau de la religie, pentru că eu mă consider laic, iar cu Rudelo Breja nu prea mă potriveam în viziunea relațiilor România-UE, el văzând lucrurile din interior. Era, din punctul meu de vedere, era un pic cam prea naționalist. Dar, na, fiecare om vede lucrurile așa cum le vede el. La Obreja n-am fost blocat, ci restricționat. Cu el am mai interacționat. Dar dincolo de faptul că vreun om mă blochează sau mă restricționează pe Facebook, eu nu am de ce nu-i măsura în materie de drept al persoanelor cu o cauă mică, ci cu o cauă standard. Cât privește chestia cu dovezile, eu, ca să dau cu pietre în cineva, trebuie ca mai întâi să-mi dovedesc eu mie însumi că acel cineva e vinovat. Cum ziceam, eu îmi bazez raționamentul doar pe probe concrete și nu pe prezumții. Poate să zică 50 de justiții că Udrea este vinovată. Eu nu contest instituția numită justiție, dar nici nu mă apuc să dau cu pietre în cel scos vinovat de vreo justiție. Eu nu bag niciodată mâna în foc pe constatarea altuia, ci numai pe constatările mele. Și am mai zis aici mai jos,
Spui tu, Ovidiu, eu nu m-am plâns că nu mi se respectă drepturile. Ce tot voi fi având eu cu Miu să văd? Mi se respectă drepturile în România pentru că nu mi se respectă pentru că în România nu prea se mai respectă nimic. A, nu era al meu. A, era de la el. Că nu mi se respectă drepturile pentru că în România nu prea se mai respectă nimic, totul pornind de la vârful puterii în jos. Păi cum e, frate, dacă ați dat-o, acum am zis eu, păi cum e, frate, dacă ați dat-o pe Udrea la o parte pentru o putere politică convenabilă vouă, tot voi vă plângeți că în România nu prea se mai respectă nimic? Ați dat câinele la o parte, v-ați băgat vulpea în cotet și vă plângeți că vă dispar găinile? Dar în Spania materia de drepturi o cunoșteai? Pentru că drepturile, mai înainte de a le cere, omul trebuie să le știe. Pentru că dacă nu le știe, ce cere? Cu cât mai mult le știu, cu atât mai mult se respectă. În România nu se respectă nimic, pentru că analfabetismul juridic este aproape total. Uite, eu am băgat ceva în lucru despre dreptul civil, niște comparații despre dreptul între dreptul civil și dreptul civil, așa la nivel de amatori. Nu e pentru tine, că tu dacă tot ai stat în Spania, îl ai la degetul mic. Dar mai e lume care n-a semnat contract de muncă în Spania și să nu vină pe aici să-l semneze cu ochii închiși. Mă rog, aici am pus eu linkul și are linkul de la dreptul civil pe care îl lucrez acum. Dar despre Rudelu Breja, chiar dacă nu mai eram în lista lui de prieteni, îl urmăream, să vede aici butonul Sigendo, și nici nu mai știu dacă vreodată am schimbat un mesaj cu el. Nu. Da. Și după cum se vede aici, aici am dat un semn de ăsta că mă tristează. A, ăsta e acum la... Asta, uite, pe 25 decembrie am salutat pe aici, pe 5 decembrie 2022, tot la fel am venit pe aici așa, am salutat pentru că mie mi-a părea ce postarul de la Breja pentru că îl urmăream. Și foarte mulți prieteni cu care nici vechi postări de ale lui, la toate sunt și eu pe aici. Uite și la ăsta. Uite și la ăsta din iulie 2022. Uite, zice cineva în... Multă sănătate, te-a chinuit procesele nedreptate încă din 2015. Pare că atunci a început boala. Acum, în 2022, în închisoare, evoluția a fost galopantă. Păcat. Zara Ovidiu, campionul Rudelu Breja vă mulțumește prin intermediul meu tuturor românilor care sunt alături de el în acest meci al vieții lui, cu gândul că Rudelu Breja va putea câștiga bătălia vieții lui. De 4 săptămâni stau ilegal în închisoare.
Alo. Uite, acasă pe aici. Voi? Nu. La cât trebuie să mă duc? A, păi da, că atunci cred că mă întorc din partea altă, dar nu am găsit încă aia cu ora, trebuie să mai mă uit și eu să vedem pe la cât am oră în parte. Dar îți mai aduce aminte pe ce mi-ai trimis? Aha, bine. Mă uit. Da, copil, păi atunci așa rămâne și... Aha, păi da, și facem ca asta sau vin eu normal? Pe la cât vin? Să ajungi la 8? Bine. Bine, copii. Da. Da. Bine, bine copil. Da. Bine, mai ținem noi legătura mâine. Da. Bine. Noapte bună.
Da, mă rog, mai. Da, și sunt aici la, am pus în pagină atât conținutul articolului în spaniol, articolului din Wikipedia spaniolă, care are 11.121 de bites, și articolul în limba română, care are 2.997 de bites, adică are de vreo 3-4 ori mai puțin. Și nu doar că are mai puțin, dar după cum se vede aici, versiunea în limba spaniolă este plină de linkuri și am scos linkurile de pe versiunea spaniolă undeva mai jos aici, în patru coloane, da? Aici este versiunea originală în spaniolă, aici traducerea automatică în română, în spaniolă și în română, în engleză și rusă. Și acum sunt la faza în care mă uit la fiecare link în parte, dacă este prezent și în limba, și în celelalte trei limbi. Adică, spre exemplu, aici suntem la, eram la articolul persona și mă uitasem la versiunea spaniolă și acum o să mă uit și la versiunea în limba engleză. Așa vine la rând, person, are în limba engleză un articol de 17.010 bites, 17.010 bites, sau cum naiba se citește, da. Traducătorul automatic a tradus așa cum a putut el, a tradus pe 17.070. Și pentru că este, pentru că deasupra o să scriu traducere automatică, nu mă ating de ce traduce traducătorul aici, la faza asta. Mă ating undeva mai jos, aici cum traduce, așa traduce. Deci, 8, 6 și așa înclină. Da, și pentru limba română, la acest capitol avem un articol de 7.634. Ultima corecție am făcut-o eu pe 15 ianuarie 2023. Și nu, că nu-mi trebuie. 7364. 7364.
364 bites, dar nu-i mai scriu că îmi ocupă loc aici în pagină. Deci să fie de... îmi ocupă loc și îmi mănâncă timp. Așa. Și în limba rusă... Limba rusă, unde ești, mă, băi? Așa, deci, prin urmare, limba rusă, articolul, chiar dacă nu se numește așa, cum a dat acolo traducător automat, el are 27.702. 27.702 liudi. 27.702 mites. Deci cam așa merge treaba, o să mănânce ceva timp. Cine are răbdare să uite, cine n-are nu să uite, că nu trebuie să stea toată lumea să uite aici la ce meșteresc eu. Deci culoarea neagră și să fie, uite, așa mai înclinat un pic. Și acum despre proprietate. Despre proprietate ne întoarcem înapoi în de regio și de beres familiares, proprietate, drepturi și obligații familiare. Este un pic, ăsta ar trebui să, deci, de regio și de beres, unde ești? Da, mă rog. Nu, lasă. Proprietate, hai. Proprietate. Avem un articol care are versiuni în toate patru limbile cu care lucrez eu. În limba spaniolă este un articol de 15.444 de mites. 15.444. Înlocuiesc link-ul și îl pun pe cel al ultime dintre actualizări, pentru că așa el se va modifica în viitor, ori în bine, ori în rău, toate articolele se pot modifica și eu nu o să am timp să țin pasul cu modificările. Și nu vreau să zică cineva, păi uite ce scrie aici, uite ce scrie la tine. Așa congelez un pic. Deci am zis că 15.444. 15.444. Iar pentru
limba română, avem aici un articol de 4293. Deci 4923, parcă nu? Dar măcar l-avem, nu? Uite așa, să fie de 8 și să fie așa. Da, și aici tot cu alba. Da. Mulțumim. Deci aici albastru am pus și aici tot albastru. Și aici tot albastru și ce e cu roșu nu e, ce e cu culoarea casei. Deci, acum despre proprietate la englez. Proprietate la englez. Asta e ca să ne facem așa o primă imagine. Când proprietate la englez. Ia să vedem ce avem aici. Avem un articol de 69.760. 69.760.
768. Negru 8 și așa. Și atunci asta cu albastru. Iar la ruș. Ruș. Trebuie să mai închid eu din astea. Ia. La ruș, despre proprietate. Deci va merge foarte greu episodul ăsta, o să fie numai despre de-astea. Ba nu, ia să mă opresc eu și ăsta îl fac în afara, ce vedem dacă merge să-l fac în afara cadrului ăsta, în afara filmării. Deci în rusă 16847. În rusă 16847. 847 bites și aici facem așa, asta este negru și asta albastru. Și asta așa, mic, 8 și înclinat. Bun, deci după ce am să fac toate astea 69 de articole, dar unele se repetă, spre exemplu ăsta. 52 se repetă. Ding, dang, dang, ding. 52 se repetă și atunci îl dau la o parte. 52. Îl dau la o parte că ăsta e scris cu literă mare și toate celelalte sunt scrise cu litere mici. Adică nu l-am dat la o parte pe ăsta la altul de aici. Și ia să mă uit, să vedem dacă mai identific. Ia să iau de sus. Deci, ăsta se zice personas, proprietate, hechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones, herencia, derechos subjetivos, posesión, derechos bonificados, matrimonio, derechos de alimentos, naturales, domicilio. Da, se repite. 23 se repetă. 23 se repetă. 23 se repetă. Ding dang, ding dang. Așa. Starea civilă se repetă și asta. E pe 2 aici și văd că mai e și pe 22. O dăm la o parte și cred că și naționalitatea se repete o dată. De 2. Deci pe astea amândouă le dăm la o parte. Tiu. 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 22 și 23. Tium, 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 tium. 22 și 23. Tim, 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 tim. 22 și 23. Uite așa, uite așa, uite așa și uite așa. Bun, și acum
dreptul persoanelor, capacitate juridică, drept personalism, dreptul de familia, familia, matrimoniu, parentesco, doctrina, derecho de cosas, bienes, creo que bienes, no. No, derechos reales. ¿Sigur? Derechos reales. Cosas. Propiedad. Asta se repite. Propiedad. Pe 4 și pe 32 proprietate. Property. Compra fizică în rus. I! Hai, bine. Da. Acheri la posesion. Posesion. Da. Mai o dată pe 13. Posesion. Asta de aici îl dăm la parte de pe 33. 33, vă dăm la o parte o dată. Sper să nu fie vorba de altă proprietate. De altfel de proprietate, dar nu cred. Acheiri la menu. Derecho de sucesiones. Bienes. Ăsta e o dată aici și o dată aici. Îl dăm la o parte de la 35. 35. Da. Obligaciones, contratos, cred că se repetă. Da, obligaciones și contratos se repetă, deci obligaciones și contratos. Cred că și hechos. Nu. Obligaciones y contratos. Hai să nu mă întind la mai mult, că deci 35-36. Ting, tang, ting, tang. 35-36. Ting, tang, ting, tang. 35-36. Ting, tang, ting, tang. 35-36. Ting, 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 tang. Așa, hechos, actos, sigur nu se repetă actos, nu se repetă, negocios juridicos, responsabilidade civil, derecho internacional, interpretación, normas juridicas, derecho común, derecho público, derecho mercantil, derecho global,
teritoriu, naționalidad. Naționalidad, am mai văzut o undeva. E aici, la 11, și unde era aici? La 55. Uite așa. Încerc să nu le las să se repete, s-ar putea să-mi scape vreun. Profesie, religie, portal de regio, codicul civil. Deci sunt 59. Da. 59. E just. 35. Cred că asta se repete. 35 odată. A, nu. Nu se repetă, nu se repetă. Hai să mai mult o dată. O grea, contează, are ceas. Da, cam așa. Dacă mai găsesc, le mai elimin eu. Bun. Și aici le-am așezat în patru coloane și după ce mă asigur eu că nu mai se repete niciunul pe aici, o să le recopiez aici și prima coloană o să rămână textul original, în a doua o să rămână textul așa cum îl dă traducătorul automatic, în a treia o să rămână textul așa cum o să-l traduc eu, adică în loc de drept aici o să fie drept și o să fie cu de mare pentru drept. Și aici starea civilă și aici persoană, persoane. Apoi proprietate, drepturi reale, obligații, contracte, succesiuni, moșteniri, drept subiectiv, naționalitate, domiciliu, aici. Și așa mai departe. Posesie. Și în coloana a patra o să aduc link-uri către pagini create de mine la mine în site-urile mele pe care le am deja create. Iar aici nu o să mai las chestia asta pentru că se repetă ce e aici deja. Da, deci pe asta o dau la o parte. Așa. Și aici mai, așa. Și acum sunt la traducerea în la așezarea aici în pagină a textului articolului din limba spaniolă spre limba română. Da, în patru coloane. Dar prima dată traducerea automatică și cred că al doilea, ia să văd,
Erencias. Da. Erencias. Da. Acest paragraf trebuie să-l iau și să-l pun acolo jos. Pentru asta o să mai dă și o casetă, un nivel de sau un etaj. Aici pun textul original în limba spaniolă, original ca ce să zic, ca formă a literelor, ca culoare, nu mai este la fel de original ca în pagină, pentru că am schimbat în roșu ceea ce în pagină era negru, ca să se vadă mai bine, să iasă mai bine în evidență. Deci astea le dau la o parte și sunt 686. De caractere tipografice. Și atunci iau versiunea în limba română și mă duc cu ea aici jos. Aici. Și îi zic să pornească de la stânga. Lipesc ăsta aici. Acum o să le zic să fie de 10 și să fie distanța între rânduri minimă, iar culoarea negru, capana corpului. Bun. Iar pentru limba engleză, azi iau pentru rusă că era butonul aceea și mi-e cazul că engleza și este rusă. Și dacă tot e acel butonul, să-l folosim. Deci să dau la o parte chestia asta care nu-mi trebuie la momentul ăsta și să pun aici articolul ăsta în limba rusă, adică traducerea în limba rusă. Ia să vedem noi, deci să fie de 10, să fie verde, să fie de la stânga la dreapta și să fie, uite așa, unu, trei, așa. Și acum să mergem și să luăm pentru limba engleză. Limba engleză aici. Deci 686 are textul în limba spaniolă. Da. Deci
aici să fie culoarea asta, să fie de 10 și să fie distanța între rânduri foarte mică. Da. Și acum m-am încurcat, că dacă merg mai departe, hai să mai aduc text. Hai să mai aduc și paragraful al treilea. Paragraful al treilea îl pun aici și apoi mă duc de la traducător. Am scris 626 acum? Nu cred. Te uiți. N-ai scris aici 626? Păi de ce vorbi să n-ai scris? Na, eu ar trebui să vorbesc mai tare, dar uit că vorbesc pentru să mă înregistrez, că toată mi se pare că vorbesc cu mine singur și uit. Uit. Deci, ce fi? De 8? Da, pe mine m-a interesat mai mult să vadă decât să mă audă pe mine lumea, să vadă ce lucrez. Deci, ăsta-l dăm o parte aici. Și rămân 737. 737. Luăm întâi chestia asta în limba engleză, dacă tot e aici. Deci, 737. Beatles. Da, deci avem aici în vârful peniției versiunea în limba, traducerea în limba engleză, pe care o rugăm frumos să o ia de aici, de la stânga la dreapta, și să fie mai micuț și ca literă. Culoarea să fie asta, iar distanța între rânduri să fie asta. Bun. Și acum ce avem aici? Român.
Limba română, punem aici. Pentru limba română, cerem ca mai întâi să o ia de la stânga la dreapta și apoi, după ce facem cererea asta cu DOP, mai facem una prin care insistăm să fie distanța mai mică între rânduri. Și în afară de asta, mărimea literelor să fie de 10. Da. Bun. Și acum, hai să vedem cu limba rusă cum... ce ne iese aici. Grajdanskaya. Noi grajdanilor. Гражданское. Да. Лимба наста и укомара, жак инта тата лумя дуфа лумя. Deci, hai să zicem prima să fie la stânga aici, că prea e urât așa. Hai să zicem să fie de 10. Hai să zicem să fie verde. Și hai să zicem să fie de o distanță foarte mică între rânduri. Bun. Acum, hai să aduc eu și cu prințul, dacă tot suntem aici la capitolul ăsta. Grajdanski indice. Șapte am pus eu acolo. Șapte nu mai știu dacă... Da, am pus. Bun. A, hai să repet șmecheria asta care o știam. Am uitat nebii. Grajdanskaya. Deci... Sunt 219 caractere. Deci hai să le pun aici. Ce-mi iese acum în cale? Englez.
engleză, engleză, engleză. Aici. Și român. Index. Da. Cât a zis că era 200. Trebuia să-l las eu negru, că apare la alte, de ce nu l-aș lăsa? Da, s-a terminat ora pe care... Dar hai să pun astea la locul și pe urmă mă opresc. Deci, să fie toate de 10. Să fie toate de 10. Distanța asta între rânduri să fie așa mai mică. Și da. Și acum asta să fie verde. Deci mă lovesc aici. Asta să fie violetă, parcă violetă e culoarea asta. Și mai jos, asta să fie asta de aici și mă duc eu aici, ting, dang, dang, ting, dang, dang. Și apoi îl iau pe ăsta ca să nu mai fac kilometri pe gol. Și mă duc cu el aici. Da, e o cale mai scurtă cum am lucrat acum, dar mai uit câteodată ce și cum făcea. Deci ăsta mai gros. Ăsta mai gros. Și ăsta la fel, mai gros. Da. Uite așa se călește oțelul. Cu greutate, nimic nu este... Nu cade din cer. Nimic. Mai mult până departe, cine va avea răbdare să vadă toată prostia asta, poate că înțelege un pic mai bine ce se întâmplă cu
imediat mă duc undeva aici să mai arăt ceva de care nu o să aminte. Deci, o dată, de două, proprietate, dreptul civil. Mergem aici la drept și ne ducem la categorie. Categoria drept. Și vedem noi aici că nu aici. Da, un pic am greșit. Nu. Mergem la drept. În limba română. Și aici vedem că în partea de jos nu e asta. Era bine unde eram la categorie. Mă, păcală. Mă, păcală. Păcală, păcală. Mai mă duc alt. Drept. Categorie. Da. Și acum ne ducem la categorie în limba română. Deci aici sunt 50 de pagini la drept, pentru drept. Ia să vedem în limba română ce avem aici. Avem 26 de pagini, dar nu e ce căutam eu. Ce căutam, frate? Drept? Hai să mai mă duc vreodată la dreptul ăsta în limba română. Mai să fie. În sfârșit, când o-i găsi, ia să mai recapitulez o dată. Stat civil personas. Ia să vedem la personas. Ia să vedem la personas, în limba română. Nu e nici asta. Și Dumnezeu. Deci,
Da, zici eu. Ia și totuși, de rece o dezambiguizare. Deci aici e haios că dezambiguizarea la drept românii o au dreapta. Mă rog, mă opresc aici că nu găsesc ceea ce căutam ca să arăt ceva. Da. Mă opresc aici și o să continui într-un episod următor.